Simeon, bătrâne, de ce ești aici? Îl aștept pe Mesia, răscumpărătorul lui Israel, regele iudeilor. Duhul Sfânt mi-a promis că îl voi vedea pe Hristos, Domnul, înainte de a muri. Acești oameni proști îl tot așteaptă pe Mesia! Eu, regele Irod, sunt Mesia lor! Nu! Nu aș vrea să-l ucizi pe bătrân! Doar supraveghează-l! Dacă vreodată... Vreodată! Va susține că l-a găsit pe acest Mesia, atunci va începe măcelul! La 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 ta na na Plecăciune ție, Maria. Domnul e cu tine. Binecuvântată ești tu între femei. Ce înseamnă urarea aceasta? Oh, nu te teme, Maria, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Vei naște un fiu. Numele lui va fi Isus. Un fiu? El va fi chemat Fiul Celui Prea Înalt și Domnul Dumnezeu îi va da tronul tatălui său David și va împărăți veșnic. Dar cum se poate? Sunt logodită cu Iosif, tâmplarul, și nu suntem căsătoriți încă. Sfântul copil pe care îl porți este Fiul lui Dumnezeu. Pentru Dumnezeu nimic nu e imposibil. Iată roaba Domnului. Facă-mi-se după cuvintele tale. Iosif? Maria, intră! Iosif, trebuie să-ți spun ceva. Trebuie să-ți explic. Știu totul, Maria. Îngerul m-a vizitat azi noapte. Numele copilului va fi Isus. Oh, Iosif, mi-a fost așa de frică că vei fi furios. Voi fi soțul tău așa cum am plănuit și voi iubi acest copil ca și cum ar fi fiul nostru. Trebuie să-i mulțumesc tatălui meu pentru că te-a ales să-mi fii soț. Ascultați-mă, oameni ai Nazaretului! O proclamație! Ascultați-mă, oameni ai Ierusalimului! Un decret de la Cezar Augustus! Toată lumea trebuie numărată și înregistrată! Fiecare om trebuie să meargă în orașul natal! Acolo va fi numărat și înregistrat! Betleem e foarte departe, Maria! Dar nu avem de ales! Știu, dar tu nu poți să călătorești! Dacă bebelușul se va naște pe drum... Atunci va trebui să plătești pentru 3 în loc de 2! Nu mă deranjați, nu este loc aici. Dar domnule, soția mea este... Toate hanurile sunt pline.
Nu te îngrijora, Maria. Vom găsi un loc. Hei, Hanjiule! Hanjiule! Ce? Ce? Oh, no. Eu îmi pare rău, prietene, după cum vezi, e plin. E plin! Hei, Hanjiule! Unde-i băutura? Iartă-mă greșeala mea. Vă mulțumesc pentru răbdare. Nici măcar un metru de podea. Trebuie să merg pe vârfuri ca să ajung la ușă. La revedere! Dar, domnule! Poate ai vrea să-ți muți mâna, blochezi ușa? Vă rog, domnule, soția mea, copilul este aproape să... Ce tot aștepți de la mine? Să construiesc o cameră în spatele hanului la noapte? Spune-mi! Dar soția mea, copilul... Citește-mi pe buze! N-am loc! Copil? Copil? Ai spus că urmează să nască chiar așa? Păi am un loc pentru voi, măcar este cald și sigur. Nu este chiar o cameră, e ca un staul. Ce tot zic, e un staul. Staulul nostru nou este mult mai curat, dar este plin de cai și de măgari clienților. Păstrăm animalele de la Han în acest staul vechi. E o peșteră, de fapt, dar e cald și acolo sunt paie curate, să știți. Îți suntem recunoscători, domnule. Nu pot să refuz pe nimeni, nu-i așa? Nu așa se fac afacerile. Oameni cu nou născuți în grajduri. Ha, ha, am înnebunit. Maria, nu te teme. Nu mă tem, pentru că ești aici lângă mine. Iisus, știi că așa te cheamă? Și știi cine ești? Ești aici în sfârșit. Asta e tot ce contează. Dorme acum, Maria. Este un băiat puternic și frumos. Dormi. Uită-te la toate luminile alea în Betlehem. Orașul n-a fost niciodată așa de luminos. Liniște! Încercăm să dormim. Toți acei oameni din locuri îndepărtate. Gândește-te la poveștile pe care le spun. Toate poveștile sunt la fel. Cele adevărate sunt plictisitoare, iar cele bune sunt doar minciuni. Însă, tot îmi doresc să fiu acolo. Mai bine te obișnuiești cu ideea, tinere. Nimic important nu s-a întâmplat până acum în Betlehem. Acum du-te la culcare. Nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David,
vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte. Trebuie să ne ducem în oraș imediat. Dar turma? Oile vor fi în siguranță. În noaptea asta s-a născut Mântuitorul lumii. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte. Lasă-mă să mai văd o dată. Păi este o nouă stea. Este semnul după care ne-am uitat? Deci s-a împlinit nașterea regelui din ceruri. Puteți face ce vreți, prieteni, dar eu vreau să-l văd pe acest rege înainte de a muri. Haideți să-i ducem daruri. Aurul Persiei, tămâia dulce mirositoare a Etiopiei, smirna Indiei, da, pentru regele nou născut. O lungă călătorie ne așteaptă. Domnul să fie cu noi pe drum. Opriți-vă! Vă rog, opriți-vă! Vă rog frumos, lăsați-ne să trecem! Am adus copilul nostru nou-născut la templu. Pot să văd bebelușul vostru, drăgălaș? Numele lui e Iisus. Îl cunosc? Mesia? S-a născut! Este El? Chiar El? Oh, scump copil, miel prețios, toți cei de aici, de la templu astăzi, mulțumiți Domnului! Dacă vă uitați după răscumpărare, aici este răscumpărătorul! Doamne, acum pot muri în pace? Pentru că ochii mei au văzut mântuirea ta. Un bebeluș! Acest Mesia este un bebeluș? De ce ar trebui să mă tem de un bebeluș? Dar bebelușii cresc? Nu-i așa?
Cresc așa de repede? Da, ei cresc, ei cresc. Tu nu te-ai gândit să afli părinții acestui copil, nu-i așa? Atunci poate că aflăm unde locuiește acest copil? Bine ați venit, mari înțelepți din Orient! Da. Ce vă aduce în Palestina? Am venit să căutăm printre iudei pentru a-l găsi pe el, care s-a născut rege. I-am văzut steaua în răsărit, semnul nașterii sale. Și am venit să îi ne închinăm. Un rege nou născut al iudeilor? O, ce vești minunate! Cadmiel! Ce este rege Irod? Adică de ce m-ați chemat? Adică de ce m-ați chemat regele meu? Ridică-te! Nu ai auzit ce caută onorații noștri oaspeți? Pe Mesia, nu-i așa? Cel care s-a născut rege al iudeilor. Unde trebuia să se nască Mesia ăsta? Să se nască? Ia să vedem pe unde era. Aici, nu, asta ce-o fi? Nu. Am găsit! Să mă uit, lumea a căzut în păcat și apoi... Nu aici, apoi doar în el, nu... nu, regele va veni... aici este! Betlehem! Betlehem? Oh, da, un mic oraș în sudul Ierusalimului numit orașul lui David. Nu-i departe, acela e locul. Vă mulțumim, n-ați fost de folos. Duceți-vă, prieteni! Găsiți-l pe acest rege nou născut și dați-mi și mie de știre, pentru ca și eu să merg să mă închin lui. Cu bucurie, rege Irod. Pacea fie cu tine. Pacea fie cu voi de asemenea. Un nou rege... Am văzut steaua și am urmat-o până aici. Putem vedea copilul profețit? Am venit să îl onorăm. Vă rog, intrați! Numele lui este Isus. Domnul meu. Regele meu. Stăpâne! Găsit. Bineînțeles că l-au găsit! De ce credeți că s-au întors pe un alt drum? E un complot împotriva mea! Ara! Dar nu va merge, vă spun, nu va merge! Oricine este, acel copil nu va trăi îndeajuns pentru a mă provoca! Ai înțeles? Eu sunt Irod! Acel copil din Betlehem trebuie să moară! Omoriți-l! Omoriți-l! Și ca să fiu sigur, omoriți orice nou născut!
Iosif? Iosif, scoală-te! Regele Irod caută copilul pentru a-l omorâ. Trebuie să duci copilul și pe mama lui în Egipt. Ha? Ce vis ciudat! Maria! Maria, scoală-te! Ce este, Iosif? Părăsim Betleemul! Acum! Au stat în Egipt până când îngerul Domnului i-a spus lui Iosif că Irod a murit. Apoi s-au întors în Nazaret. Iar pruncul creștea și se întărea. Era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el.